Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare. Pentru cei care doresc să vadă în continuare etalările în cafea, îi invit să le urmărească pe canalul Citire în zațul de cafea, pentru că acolo voi posta și doar acolo voi posta etalările în cafea, atât pe zodii cât și etalări despre iubire și etalări generale. În rest, aici, pe acest canal, voi rămâne doar pe partea de tarot. Da? Deci, nu uitați, accesați și canalul de YouTube, Citire în zațul de cafea. Bun, dar să trecem la ale noastre. Avem, după cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine, sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Nu știu de ce, dar de această dată simt să încep cu varianta numărul 2. Probabil că voi așteptați niște răspunsuri și aveți nevoie urgentă de ele și poate că din acest motiv, de această dată, simt să încep cu varianta numărul 2. Și voi începe cu varianta numărul 2 de această dată. Hai să vedem ce vrea să ne spună această variantă numărul 2. Deci, în primul rând, aici, la varianta numărul 2, predomină zodiile de pământ, dar hai să vedem dacă sunt și alte zodii. Da, bineînțeles că sunt și alte zodii. Da. Păi avem zodii de foc, avem zodii de aer. Într-adevăr, sunt mai puține de aer, dar asta nu înseamnă că nu sunt. Mi-e foarte clar că, în primul rând, avem zodia Gemeni. Da, zodii de aer, văd că totuși predomină și focul, iarăși, da? Bun. Dar asta nu înseamnă că nu pot fi și zodii de apă cu ascendent în unul dintre aceste elemente pe care deja le-am spus. Ce mi-atrage foarte mult aici, atenția, cifra 1 și cifra 25. Poate pentru voi înseamnă ceva sau poate nu, cine știe. Însă, ce vreau să spun aici este faptul că văd că ați avut de-a face cu o persoană un pic mai... care v-a dat o altă impresie decât este în realitate. Este genul de persoană care uneori consumă alcool, nu neapărat în cantități foarte mari, dar asta nu înseamnă că nu consumă. Cumva pe voi această persoană va dezamăgi destul de mult, pentru că ați crezut-o ca fiind o persoană serioasă, o persoană iubitoare, o persoană care își asumă anumite responsabilități și de fapt s-a dovedit a fi exact contrariu. Ați sesizat că această persoană nu prea face pași în relația cu voi, nu prea vine cu anumite gesturi sau cel puțin dacă vine și face anumiți pași, îs pași foarte mici. Încrederea voastră în această persoană a fost o încredere totală. I-ați oferit încrederea acestei persoane din toate punctele de vedere și cumva la începutul relației, într-adevăr, a fost ca de început acea adrenalină, ați avut senzația că această persoană este persoana care vă dă putere să treceți mai departe peste orice obstacol, însă, din păcate, această persoană v-a trădat, v-a rănit destul de mult și cumva în acest moment v-ați pierdut încrederea în această persoană. În acest moment pot să spun că cumva ați reușit să vă echilibrați, să aveți un echilibru în viața de zi cu zi, însă vă doriți ca această persoană să se reîntoarcă dintr-un motiv sau altul.
De ce spun dintr-un motiv sau altul? Pentru că, într-adevăr, există și iubire, există sentimente, dar în același timp, o parte vă gândiți să vină pe motiv de răzbunare. Însă, să știți că nu este o soluție și o să vedeți și de ce. Într-adevăr, această persoană se reîntoarce la voi, nu se pune problema. Această reîntoarcere o veți vedea inclusiv de pe rețelele de socializare, pentru că, sau poate că pe rețelele de socializare ați și cunoscut această persoană, dar va posta ceva încât să vă dea de gândit că această persoană are de gând să se reîntoarcă la voi. N-ar fi nimic exclus că aici, până să se reîntoarcă această persoană la voi, voi să faceți anumiși pași înspre această persoană. Pentru că vă văd în primul rând că faceți destul de multe compromisuri pentru a păstra această persoană lângă voi și chiar ați făcut compromisuri și până în acest moment, dar văd că veți face în continuare. Nu văd ca în acest moment să luați niște decizii destul de radicale în ceea ce privește această persoană. Aici singura problemă este, nu este faptul neapărat că faceți compromisuri, pentru că în orice relație mai trebuie făcute și compromisuri. Problema este că duceți aceste compromisuri la extrem pentru a păstra această persoană în viața voastră și chiar vă puneți voi anumite limite în ceea ce ține de starea voastră. Dacă această persoană spune, vine și vă propune să renunțați la anumite lucruri, ceea ce poate vouă vă face plăcere, voi, într-adevăr, sunteți în stare să renunțați la acele plăceri doar pentru a menține această persoană lângă voi. Și ăsta nu este un lucru prea bun pentru voi. De ce? Pentru că parcă această persoană ține cu tot din adinsul să vă ia din bucuria voastră, să vă ia din fericirea voastră, să vă ia din plăcerea voastră. La un moment dat, bineînțeles că vă veți răzvrăti din acest punct de vedere, pentru că vă veți simți înjosiți, înjosite, înfrânați, înfrânate și cu foarte multe frustrări. Și bineînțeles că până la urmă veți lua niște hotărâri. Veți lua hotărâri pentru că această persoană vă dați seama că vă înșală și vă trădează în continuare, indiferent la cât de multe lucruri renunțați voi în favoarea acestei persoane. Din punctul meu de vedere, voi veți întâlni o altă persoană care apare în viața voastră destul de curând. Dacă mă întrebați în câte zile va reveni această persoană în viața voastră, va reveni în termen de câteva zile. Trebuie să țineți cont că este o etalare generală, nu personală, și nu se poate întâmpla la fiecare în același timp. Dar ideea este că această persoană nu vine întâmplător în viața voastră, revine în viața voastră, pentru că este, așa cum am spus, și în urma manifestărilor voastre. Voi vă doriți această persoană destul de mult și manifestați această persoană foarte mult. N-ar fi nimic exclus ca în această perioadă persoana pur și simplu să vă spune sau să vă trimită un mesaj să vă spună că nu înțelege de ce vă visează în ultima perioadă. De ce vă visează? Pentru că voi manifestați persoana. Da? Această persoană, așa cum am spus, nu se reîntoarce la voi pentru că neapărat își dorește această reîntoarcere, ci vine pentru că voi manifestați persoana. E clar că atâta timp cât voi manifestați persoana și această persoană se reîntoarce la voi din prisma manifestărilor voastre, nici nu o să stea prea mult timp și nici nu veți reuși ca să faceți această persoană să înțeleagă ce nevoi aveți voi, ce vă doriți voi de la această persoană sau ce vă doriți voi de la această
relație. Îmi este foarte clar că această persoană este destul de egoistă. Este o persoană care are interese proprii și nu ține cont de interesele voastre, nu ține cont de sentimentele voastre, nu ține cont de plăcerile voastre. Cumva această persoană, într-un fel sau altul, își dorește doar să vă îngrădească și reușește acest lucru, pentru că, așa cum am spus, voi singuri sau singure vă veți pune limite în legătură cu această persoană doar pentru a nu supăra persoana. Nu neapărat că vă veți pune limite cu această persoană pentru ca această persoană să nu vă mai rănească pe voi. Nu, voi vă veți pune limite în speranța că dacă voi nu mai, nu știu, nu mai ieșiți cu prietenii sau dacă voi nu mai vorbiți cu anumite persoane, această persoană va face relația să meargă din bine în mai bine. Nu, această persoană va face lucrurile doar în favoarea sa și doar în interesul său. Iar dacă vă spune să nu mai vorbiți cu anumite persoane, vă spune acest lucru pentru că a văzut că persoanele respective încearcă să vă deschidă ochii, încearcă să vă facă să înțelegeți că această persoană nu este potrivită pentru voi și oarecum sunteți și voi destul de conștienți sau conștiente în legătură cu această persoană că nu este persoana potrivită pentru voi, dar parcă totuși vreți să dovediți exact contrariu. Însă contrariul nu este, este ceea ce este foarte clar și foarte evident. Aici, da, într-adevăr, este posibil ca această persoană să fie, nu știu, un coleg de serviciu sau să-l fi cunoscut prin intermediul locului de muncă sau ceva de această natură, dar asta nu înseamnă că această persoană vă iubește. Au ceva sentimente acolo, dar sunt niște sentimente mai mult forțate, sunt niște sentimente mai mult din ce ține de egoism decât niște sentimente clare și sincere. Dar bineînțeles că acum depinde de fiecare dintre voi dacă vă doriți sau nu această persoană în viața voastră. Este posibil să vă doriți această persoană în viața voastră pentru că această persoană este posibil totuși să aibă un statut social mai înalt decât voi și cumva să considerați că vă poate ajuta din anumite puncte de vedere. Dar, de fapt, această persoană se ajută pe sine, nu pentru că vă ridică pe voi, da? Voi vă veți da seama la un moment dat de această situație și veți alege totuși să vă îndepărtați de această persoană, dar nu cred că vă veți îndepărta până când această persoană nu vă înșală încă o dată, nu vă trădează încă o dată și veți afla de acest lucru foarte curând. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, cei de la prima variantă. De la a doua variantă, mă scuzați, și voi trece la prima variantă, așa cum am și spus. Ok, hai să vedem despre ce este vorba aici, în această situație. Nu cred că întâmplător a ieșit această variantă și această carte pe care am și pus-o ca un simbol al variantei. Aici văd că avem inițialele N, T, Y, A și nu știu de ce îmi vine să zic ceva de grec, Grecia. Probabil că cineva dintre voi poate să fie o singură persoană, are legătură cu Grecia, dar nu neapărat. Da? Voi sunteți foarte multe persoane, deci nu se poate potrivi la toată lumea, dar unei singure persoane tot îi se potrivește. Bun, aici ce vi se recomandă? Păi în primul rând vi se recomandă să vă priviți voi în oglindă, să vă admirați voi pe voi, să vă dați seama cât sunteți de frumoși, de frumoase, de importanți, de importante, pentru că aici am impresia că este o diferență
destul de mare între voi și persoana la care vă gândiți. Păi, în primul rând, aici vorbim despre faptul că, din punctul meu de vedere, această persoană este căsătorită sau căsătorită, sau poate voi ați fost căsătoriți cu această persoană, poate să fie sau sunteți încă căsătoriți, căsătorite cu această persoană, poate să fie și o situație de genul acesta, dar ideea este că este o persoană destul de posesivă, este o persoană destul de geloasă, este o persoană care dorește să dețină controlul. Chiar dacă este căsătorită, tot își dorește să vă țină sub control, tot are o posesivitate asupra voastră. Nu este că dacă este căsătorit, fiecare face ce vrea. Nu. Aici, această persoană, indiferent de situația sa, are o posesivitate asupra voastră destul de mare. Pe lângă asta, are și un egoism care e destul de mare. Da, este genul de persoană care face niște gesturi, dar le face, nu pot să zic la întâmplare, sunt niște gesturi pe care le face doar pentru a vă atrage, doar pentru a vă ține ancorați în această relație, în această situație. Această persoană se simte confortabil în relația pe care o aveți, se simte validat, validată, se simte puternic, puternică, se simte ca și cum nu îi se poate întâmpla nimic, ca și cum se simte destul de în siguranță alături de voi. Însă voi parcă nu sunteți la fel, nu vă simțiți la fel lângă această persoană. Voi așteptați ca această persoană să facă niște pași, așteptați ca să ia niște decizii, dar parcă aceste decizii nu mai vin. Cumva aș putea să spun că această persoană reușește să vă îmbete cu apă rece sau să vă îmbete cu niște cuvinte spuse doar de dragul de a vă ține acolo. Nu este genul de persoană care să și spună sentimente în cuvintele pe care le spune. Da? Este o persoană destul de învățată, ca să zic așa, cu tot felul de lucruri și are cuvintele la el și vi le spune foarte, foarte ușor. Voi ați crezut foarte mult în cuvintele acestei persoane, însă acum ați ajuns în punctul în care vreți să vă și demonstreze anumite lucruri. Însă, când vine vorba de a demonstra această persoană ceva, voi rămâneți destul de dezamăgiți, dezamăgite și destul de supărați, supărate. De ce? Pentru că această persoană nu demonstrează nimic din ceea ce spune că face. Da, poate să facă niște, să zicem, un pas, dar face un pas înapoi, înainte și 10 înapoi. Este genul de persoană care merge caracul. Pentru că, așa cum am spus, nu face altceva decât să vă mențină, să vă țină acolo în această relație, pentru că cumva această persoană de la voi primește anumite validări pe care nu le primește din relația pe care o are. Și atunci e foarte simplu și ușor să vină să zică, da, uite, hai că uite, vezi, de data asta am venit la tine, te-am vizitat pe tine sau te duc pe tine în vacanță în loc să merg cu familia sau îți fac ție, nu știu ce, cadou în loc să-l fac soției și așa mai departe. Dar, așa cum am spus, o face doar din interes. Eu, din câte văd aici, această relație nu este de ieri de astăzi, este o relație destul de veche, dar această persoană reușește în continuare să vă țină în relație, să fiți în permanent. Comportamentul său vă face să fiți destul de confuzi, confuze în legătură cu această persoană. În permanență știe cum să facă să îi dați o nouă șansă și o nouă șansă, dar de fiecare dată este o situație de trio. Nu văd ca această situație să se clarifice într-un fel sau altul, ci din contră
văd să continue la fel. Voi, într-adevăr, vă doriți familie, vă doriți stabilitate, dar mai mult aici văd că în această relație vă simțiți destul de singur-singură și lucrurile stagnează. Nu văd ca aici lucrurile să evolueze într-un ritm așa cum vă doriți voi. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Bineînțeles că aici hotărârile rămân la voi. Voi să luați hotărâri în ceea ce privește legătura dintre voi și această persoană. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!